Edilii locale au decis să efectueze deratizarea și dezinsecția blocului de locuințe sociale din cartierul Colonie din Petroșani. Acțiunea a devenit necesară după ce aici a apărut un nou focar de hepatită A. S-a purtat o discuție între domnul primar și doamna directoare Mraz Cristina de la Serviciul de Asistență Socială. Ieri de-a înștiințat, astăzi am primit adresa din partea dumnealor. Am înțeles că este un focar de hepatită în blocul de locuințe sociale. Ca urmă mare, în urma discuțiilor purtate cu atât cu doamna directoră și cu domnul primar, am contactat o firmă de profil, o firmă specializată în acest sens și luni sau cel târziu marți vom face deratizarea în întreg blocul de locuințe sociale din strada Tudor Vladimirescu. Pentru a efectua deparatizarea blocului au fost alocate de la bugetul local câteva zeci de milioane de lei vechi. Banii sunt din bugetul local, acum chiar astăzi așteptăm să ne aducă ofertele, n-aș putea să vă dau o sumă exact acum, dar undeva de ordinul 10 de milioane, nu poate fi o sumă foarte mare. Vom face deratizarea pe toate cele 4 scări și în fiecare garsonieră și în fiecare apartament aferent imobilului în cauză. În acest an, în primăvară, a mai fost efectuată o operațiune similară. Problema este că în zona respectivă, cei domiciliați acolo nu prea respectă curățenia. Pot să spun că am făcut în primăvara acestui an o deratizare în zona respectivă, dar din păcate chiriașii acestor imobile, din păcate spun, nu întrețin curățenia corespunzătoare, este foarte multă mizerie, foarte mult gunoi. Ne pare rău că s-a ajuns în situația aceasta, dar noi intervenim cu ce putem și ca urmare trebuie să facem lucrările în cauză. Hepatita A mai este cunoscută și sub denumirea de boala mâinilor murdare.